Mureșul Rușii Munți are de disputat etapă intermediară în Liga 4. Miercuri 23 martie de la ora 15 primește pe teren propriu vizita celor de la Avântul Mihășu de Câmpie. Elevii lui Ovidiu Marginean au căzut pe locul 4 după înfrângerea suferită sâmbătă la Sărmașu, dar sunt în avantaj față de adversarii de miercuri, care ocupă abia poziția 13-a. Având în vedere ziua și ora meciului, rusenii speră să fie susținuți din tribună de suporteri. Elevii lui Ovidiu Marginean de la Mureșul Rușii Munți revin în teren miercuri 23 martie. De la ora 15 primesc vizita celor de la Avântul Mihășu de Câmpie în cadrul etapei a 21-a a Ligii a 4-a de fotbal. Rusenii vin după o înfrângere suferită în deplasare la Sărmașu, eșec care i-a costat două locuri în clasament. Miercuri vom juca pe teren propriu cu echipa din Mihăș, sperăm un rezultat bun, foarte bun, și să ne revenim puțin moral după acest incident neplăcut, înfrângerea de la Sărmaș. Având în vedere ziua și ora meciului, rusenii speră să fie susținuți din tribună de suporteri. Sperăm să vină multă lume, am simțit astăzi puțină decepție în glasurile lor, având în vedere că se așteptau să câștigăm și la Sărmaș, cu toate că înfrângerea asta ne îndepărtează puțin de primele două locuri, sperăm să revenim în meciurile cu echipele de pe aceste locuri și să refacem diferența. Înaintea partidei de miercuri, Mureșul se află pe locul 4 cu 45 de puncte, în timp ce adversarii sunt pe 13. Primele trei locuri ale clasamentului provizoriu în campionatul județean sunt ocupate de Mureșul Luduș, ACS Miercurea Nirajului și ASEA Târgu Mureș.